Bună seara, stimați prieteni și neprieteni! Procedem de zor la treabă pentru că avem astăzi o temă foarte importantă de dezbătut și voi fi recunoscători tuturor dumneavoastră dacă întrebările pe care o să mi le acordați se vor fi axate pe tema pe care o punem astăzi în discuție, urmând că dacă vin și altfel de întrebări, să vă răspund oricum la toate întrebările pe care mi le dați. Acum 2 ani, o iau de la o chestiune care s-a întâmplat acum 2 ani, la 29 iulie 2010, eu am scris un articol atunci, Republica Plahotniuc-Moldova. Republica Plahotniuc-Moldova era un început, acel articol era un început de război pe care l-am pornit eu împreună cu niște oameni alături de mine. L-am pornit eu atunci împotriva mafiei. Ce știam eu despre Vlad Plahotniuc până la asta? Eu știam până la acel moment, știam despre Vlad Plahotniuc că Vlad Plahotniuc este un tip care a apărut în anturajul unui oficial de la Ministerul Industriei și Comerțului din România, atunci când acela a venit să numească o persoană pentru Petrom Moldova după demiterea sau după eliberarea lui Costaș. Asta se întâmpla în anul 2000, dacă nu mă greșesc. Cu cifrele aș putea să greșesc un pic. Deci o persoană dubioasă a apărut în preajma acelui oficial de la Ministerul Transporturilor, de la Ministerul Comerțului și Industriei din România. Acel personaj dubios a apărut seara după ce practic fusese examinat toate candidaturile pentru numirea unui șef la Petrom Moldova. Acel om a apărut cu o misiune foarte simplă, să-i pună la dispoziție acelei persoane, acelui oficial de la Ministerul Industriei și Comerțului din România, să-i pună la dispoziție o fată pentru a se odihni noaptea într-un hotel din Chișinău. Dimineață acelui oficial i s-a adus o casetă de către acea persoană și i s-a spus: domnul, vă rog, priviți această casetă și după asta vedeți cine mai numiți în funcție de șef la Petrom. Acea persoană era Plahotniuc. După ce oficialul de la București a privit caseta din hotelul Codru, după ce s-a distras cu fata aceea, persoana care, proxenetul din seara care i-a dusese acea fetiță în hotel, a devenit director la Petrom Moldova. Acel proxenet este Vlad Plahotniuc. Ce mai știam eu despre Vlad Plahotniuc? Știam că el a avut un dosar penal intentat pe motivul că a falsificat o diplomă de studii. Acel dosar l-a dus SIS-ul de la Chișinău împreună cu Procuratura Generală. După la un moment dat, acea persoană a fost absolvită de orice pedeapsă, pentru că Procurorul General le-a luat procurorilor dosarul și s-a închis dosarul atunci. Știam că acel numitul Vlad Plahotniuc a fost implicat în mai multe chestiuni legate de trafic de ființe umane, fugit prin Balcani și tot așa. Asta știam eu despre Vlad Plahotniuc până în anul 2006. În 2006, la începutul anului 2006, fiind consilier prezidențial, eu am aflat mai multe despre Vlad Plahotniuc. Mie mi-a spus un cerc de oameni de afaceri că Vlad Plahotniuc, împreună cu Oleg Voronin, a făcut o schemă frauduloasă de încasare de profituri la vamă. Deci acea schemă eu am descris-o în nenumărate rânduri, cu diferite ocazii. Am descris-o nu numai public, am descris-o și în niște rapoarte pe care le făceam atunci pentru niște oficiali străini, ca să înțeleagă până la urmă, după ce Voronin i-a amăgit după 2005 pe Solana și pe alții, să înțeleagă cine este Voronin. Eu riscam cu viața, credeți-mă, vă rog, sincer, riscam cu viața la acel moment, atunci când divulgam acele lucruri pe care le cunoșteam în calitatea mea de consilier prezidențial. Cu toate acestea, eu am studiat fenomenul de atunci și am făcut o sumedenie de rapoarte. Dacă îl interesează pe cineva cum am ajuns eu la pușcărie, cum au fost băgați copiii mei la pușcărie, totul se trage din acele investigații pe care le-am făcut eu altădată. În 2009, după ce am ieșit de la pușcărie, după ce venise așa zis Alianță pentru Integrare Europeană la guvernare, o perioadă de timp eu am avut o perioadă de tăcere legată de faptul că eu sincer am crezut că Mihai Ghimpu împreună cu poate Vlad Filat vor reuși să surmonteze acel obstacol pe care l-aveau ei în fața lor, care era Vlad Plahotniuc și care stătea în spatele Partidului Democrat. Acest lucru nu s-a întâmplat. În 2010 eu am avut șansa, atunci când o sumedenie de oameni care au fost păgubiți de către Vlad Plahotniuc au hotărât să
vină alături de mine și să mă mărturisească împotriva lui Plahotniuc într-un proces public. Printre acei oameni care au ieșit alături de mine și au mărturisit împotriva lui Vlad Plahotniuc în 2010, au fost și oamenii de afaceri Viorel și Victor Țopa, care au fost altădată parteneri, nu prieteni, așa cum scrie presa lui Plahotniuc la ora actuală, n-au fost o apă și un pământ cu Plahotniuc, au fost oamenii care au venit alături de mine și au mărturisit sincer că Vlad Plahotniuc este un mafiot și au venit cu probe împotriva lui Vlad Plahotniuc, probe pe care trebuia să le ia la înarmare Procuratura Generală. Alături de Victor și Viorel Țopa au venit și alți oameni de afaceri pe care dumneavoastră i-ați văzut într-o conferință de presă atunci când s-a început această lupă. Toți oamenii care au fost alături de mine, toți acești oameni au fost persecutați, urmăriți, intimidați și tot așa. Împotriva lui Victor și Viorel Țopa s-au intentat două dosare penale și au fost condamnați la ani grei de pușcărie. Iar Plahotniuc a venit, după cum știți bine, acel proxenet pe care vă spuneam de la bun început, a venit în politica moldovenească și a devenit vicepreședinte, prim vicepreședinte a Parlamentului, din mila lui Vlad Filat și a lui Mihai Ghimbu. Asta v-am făcut o incursiune ca să vă amintesc cum s-a pornit această luptă. În acel articol atunci, în 2010, eu spuneam Republica Plahotniuc-Moldova, spunând că această republică, de fapt, îi aparține celui care a transformat scrânteala ideologică din capitele unor oameni, mă refeream la comuniști, în averi, proprietăți și tot așa, pentru că multe proprietăți Vlad Plahotniuc și le-a pus în buzunarul lui pe timpul lui Voronin, prin înțelegeri cu Voronin, prin înțelegeri cu Oleg Voronin, ca la un moment dat să-și dea seama că el poate chiar el să fie primul în stat, să-l înlutere pe Voronin, să preia o parte din averile furate împreună cu Oleg Voronin și să devină astăzi, să încerce să devină stăpânul adevărat al Republicii Moldova. Anul trecut, dumneavoastră știți că au fost făcute un șir de atacuri Raider. Noi atunci eu am ieșit în august în cadrul unei conferințe de presă și am spus că în spatele atacurilor Raider stă Plahotniuc și că el a făcut o greșeală fatală atunci când a pus mâna și pe proprietățile unor străini care aveau acțiuni la Agroinbank. Vlad Filat atunci a acționat doar în interesul acelor persoane care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova, lăsând cetățenii Republicii Moldova să fie jăfuiți în continuare. Vă dau un citat astăzi de la Vlad Filat, citire care l-a făcut el astăzi. Vlad Filat: pentru mine personal totul este clar, însă această claritate urmează să o aibă și autoritățile statului, procuratura și justiția. Și dacă acest lucru nu se va face aici, în Republica Moldova, urmează ca aceste lucruri să fie realizate în afara țării. Și este regretabil. Eu citesc cu revoltă cuvintele astea. Nu aveți închipuire cât de mult mă revoltă lașitatea asta pe care o manifestă acest om. Și eu, la ora actuală, nici nu știu măcar cine prezintă mai mult pericol pentru Republica Moldova. Criminalul Plahotniuc sau lașul, fricosul și hoțul de Filat, care anul trecut declara toleranță zero corupției și luptă necruțătoare împotriva mafiei, și azi el să spună că dacă acest lucru nu se va face aici în Republica Moldova, adică justiție, atunci urmează să fie realizat în afara țării și este regretabil. Așa vorbești tu cu cetățenii acestei țări, cărora le-ai promis că vei face justiție în țara asta. Pentru că atunci când gruparea politică a lui Vlad Filat asalta puterea din Republica Moldova, el nu spune că este regretabil ceea ce a făcut Voronin. El spunea că este revoltător ceea ce a făcut Voronin, că trebuie dat jos ceea ce a făcut Voronin și trebuie instaurată justiție și stat de drept în Republica Moldova. Păi, este regretabil, poate să o spună orice cetățean din Republica Moldova, care nu are pârghiile statului în mâini, care nu este liderul celui mai mare partid de la guvernare. Este regretabil, constată Filat, după 3 ani de guvernare, după 3 ani în care a fost complice cu Vlad Plahotniuc la toate crimele pe care le-a săvârșit acesta. Ați văzut cum a luat presa lor apă în gură săptămâna trecută? A trecut
o săptămână, au trecut 7 zile din când curtea de la Londra a stabilit că beneficiarul final a atacurilor Raider de Republica Moldova este Vlad Plahotniuc. A trecut o săptămână și procuratura tace, oameni buni. O săptămână în care procurorii deja trebuiau să autosesizeze. Procurorii trebuiau să înceapă să interogheze martori, să-l cheme Plahotniuc pentru mărturii și așa mai departe, să ceară ridicarea imunității acesteia. O săptămână și procuratura lui Plahotniuc tace din gură, iar Filat spune că este regretabil. Este regretabil. Celălalt escroc, pe nume Mihai Gimpu, spune că el e jurist și vrea să vadă documente în mână. Duceți-vă, domnilor, la Ministerul de Externe, spuneți-i lui Leancă să trimite o scrisoare către ambasada noastră de la Londra, să le lămurească ce s-a întâmplat la Londra. Dacă ei juriști, nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo. Ori la Londra, mai spun încă o dată pentru publicul larg care ne ascultă și care ne va privi pe urmă în înregistrare. La Londra s-au adresat Victor și Viorel Țopa. Apropo, puteau să o facă oricine. Orice cetățean a Republicii Moldova putea face același lucru. Cu atât mai mult, Procuratura Republicii Moldova, Chetraru, Filat, Lupu, oricine putea să facă această adresare către Curtea de la Londra, ca Curtea de la Londra să oblige companiile cu care a avut relații Plahotniuc să le oblige să pună la dispoziție toată informația care prezenta secret comercial, să o pună la dispoziție. Asta au făcut-o alți cetățeni. Au făcut-o și această informație este. În urma acestei informații, procuratura era datoare să deschidă dosar penal. Era datoare să autosesizeze. Liderii politici erau datori să facă declarații politice până la ora actuală, așa cum le făcea Filat supărat anul trecut. Erau datori până la ora actuală să trâmbițeze la toate posturile lor de televiziune. Nimic absolut. Nimic absolut. Ați văzut cum o tăcut? Eu nu mai spun de Prime, că Prime-ul este tribuna lui Plahotniuc 100%. Ați văzut cum a tăcut Publica? Lăsați că am găsit-o Publica în Noua Zeelandă. Am găsit Publica în Noua Zeelandă și o să vă arătăm de ce panoramele astea de la Publica creează știri așa cum cred ei, din sfârcuri în țara asta, din sfârieci în țara asta. Și atunci când așa cum cred ei, cu tehnologii de comunicare, cu persoane învățate nu știu pe unde, prezintă știri, cheamă toată lumea să spună adevărul, acolo mușamalizează Plahotniuc viața publică din Republica Moldova cu toate panoramele pe care le scoate acolo de la țărani până la Boțani. Asta se întâmplă în Republica Moldova la ora actuală. Asta se întâmplă și toată liota asta de nemernici care s-a adunat în jurul lui Plahotniuc la ora actuală îi drapează nul la toate posturile de televiziune și radio în țara asta. Și nu pot să nu vorbesc indignat, stimații mei prieteni, pentru că am o sumedenie de adresări de la concetățenii noștri care ne-au scris săptămâna asta la fel de indignați. Oameni care au fost fugăriți peste hotare din țara asta. Ieri scria un om frumos, foarte frumos, spunea, domnule, pe primarul ăsta de Chișinău l-a apucat jelea și lacrimile că nu poate merge la doi pași la colonița să o vadă pe maică-sa. Și nu varsă o lacrimă pentru oamenii ăștia care muncesc peste hotare de atâția ani de zile și nu mai pot reveni acasă din cauza mizeriei pe care o menține la putere în țara asta. Este regretabil, spune frumosul, deșteptul și prima persoană politică din țara asta, Vlad Filat. Regretabil este că justiția nu-și spune cuvântul. O săptămână a trecut și tac toți din gură. Tace din gură lașul ăsta care, pe mâna căruia stă la ora actuală, totul neatins din tot ce aici s-a întâmplat în acești ani. Așa s-a întâmplat și cu evenimentele din 7 aprilie. Credeți-mă, vă rog, pe cuvânt, era posibil să descoperim adevărul din 7 aprilie. Dacă făceam la fel cum au făcut acum doi cetățeni, era nevoie de o sumă nu prea mare de bani, dar o sumă suficientă ca să angajăm niște detectivi particulari și toți mizerabilii care au bătut copiii cei în stradă erau scoși la iveală și deferiți justiției. Nu vor să facă nimic. Nu vor să facă nimic pentru că aburesc lumea asta. Pentru că în fiecare zi această liotă de nimernici în fiecare zi fură și fură foarte mult de la țara asta. Plahotniuc riscă să scape și de data asta basma curată. Pe o perioadă nu prea mare de timp. Pentru o perioadă scurtă de timp. Pentru că l-am văzut dezorientat. El, singurul lucru care fac o mică abatere acum și vă spun, singurul lucru de care mă bucur că am reușit să-i stricăm congresul. Pentru că congresul lor al PD-ului în Palatul de Operă și Balet ar fi urmat să fie clipa de glorie a lui Plahotniuc. Clipa în care el și-ar fi trăit propria sărbătoare de a ajunge lider de partid.
I s-a stricat jucărica. Așa a vrut Dumnezeu, noi n-am avut cum să coordonăm, că nu mișcăm lucrurile la curtea de la Londra. Dar așa a vrut Dumnezeu să fie, să aibă și să nu vadă. Așa cum e scris în Cartea Sfântă. Să aibă și să nu vadă. Să aibă și să nu se bucure de ceea ce are. A băgat atâția sumedenii de bani în congresul, celă care a fost un pșic. Și nici nu o să le iasă nimic, tot o să le curgă de mâini. Pentru că nu se poate pe minciună, pe mizerie, pe nenorocirea oamenilor să-și construiască averi și să-și construiască bogăție. Am un titlu de articol, le spuneam prietenilor noștri, pe care am să-l fac, am datorie față de colegii mei să fac câteva articole pe care nu le scriu în ultimul timp. Moldova fără păduchi, Moldova fără râie va fi viitorul slogan al lui Filat într-o campanie electorală. De păduchii și râia lor va trebui să ne spălăm într-o viitoare campanie electorală după atâta mizerie cât au băgat ei în țara asta. Și nu o să le permitem. Credeți-mă, vă rog, așa cum ne boicotează presa lor, așa cum avem posibilitate puțină să ajungem până la dumneavoastră, dar nu o să-i lăsăm o clipă să doarmă liniștiți de astăzi înainte, așa cum nu le-am dat pace nici până acum. Este adevărat, domnule Filat, este adevărat că justiția din afara țării noastre își va spune cuvântul. Lumea, și până la venirea ta în funcția de prim persoană în politica moldovenească, își făcea dreptate în afară, la CEDO. Și acum tot acolo o trimit. Așa cum o fac toți lingăii de pe lângă tine atunci când sunt atacați cumva. Păi duceți-vă în justiție. În care justiție? Pe care ați declarat-o voi în comă? Justiția asta pe care v-ați pus-o la cheremul vostru? Eu în conferința de presă imediat trebuie să vă răspund la întrebările dumneavoastră. În conferința de presă de lunea asta am spus și am să continu acest lucru. Vlad Filat și Mihai Ghimpu sunt complicii lui Plahotniuc la crima pe care o săvârșește acesta în Republica Moldova. Motivele pentru care ei au devenit complice nu sunt așa cum spune înnăcrit Filat, integrare europeană, și cuvinte mai are el acolo că le uit pe toate pe care le spune el. Motivul pentru care acești doi lași sunt alături de Plahotniuc în toate crimele pe care le săvârșește este furtul. Este situația convenabilă în care s-au pomenit ăștia când Plahotniuc le mai dă și lor câte un ban. Mâine când o să le deie, o să pornească și ei într-un fel să geamă și să zică câte ceva împotriva lui Plahotniuc, dar va fi târziu. Vă asigur că va fi târziu. Am ridicat aici, dar le pun deoparte, am ridicat declarațiile pe care le făcea Filat în campanie electorală. Una dintre dânsele: suntem într-o competiție politică dură pentru democrație, pentru libertate, pentru un trai demn, pentru viitorul Moldovei. Nu ți-i rușine. Credem cu tărie că patria noastră, Republica Moldova, are toate șansele să devină o țară liberă, democratică și prosperă. Ce semne declarații fac ei? Vom asigura o justiție independentă care să facă dreptate oamenilor. Vom elimina din sistemul judecătoresc, din procuratură și din organele de drept penale pe cei compromiși prin fabricarea dosarelor penale la comandă și prin pronunțarea hotărârilor judecătești ilegale. La numirea și promovarea judecătorilor vom asigura transparență totală. Nu vă-i rușine. Cum vă ține pământul ăsta lașilor? Atunci când voi atâta timp de 3 ani de zile povestiți povești oamenilor ăștia și trăiți în huzură alături de Plahotniuc. Nu există posibilitate ca în Republica Moldova să se mai facă justiție. Pentru că criminalii conduc Republica Moldova. Și noi, Mișcarea Populară Antimafie, am spus-o de fiecare dată. Noi vom aduna tot mai multă și mai multă lume lângă noi. Oamenii se vor debarasa de frică, de lâncezeală și de comoditate de se afla alături de lideri ăștia și i-am chemat nu odată. Săptămâna trecută venise un fost prieten de-al meu, care la ora actuală este în Partidul Democrat și se justifica pentru că se duce la Congresul PD-ului. Să nu mă mai sune, să nu-i aud pe toți lașii ăștia care au mers la Congresul PD-ului și au votat unanim candidatura lui Plahotniuc în funcție de prim vicepreședinte a Partidului Democrat. Adevăratul stăpân și lider a acelui partid, chiar așa criminal cum este, l-ați ales voi.
lașilor, cei din teritoriu, cei care, care mulți dintre voi îmi spun că vă aflați acolo pentru că asta e situația, să nu vă aud pe nimeni. Să nu vă aud pe nimeni pentru că din momentul în care l-ați ales cu mânuța ridicată pe Plahotniuc și l-ați înscăunat în fruntea Partidului Democrat, nu mai aveți nicio justificare, lașilor. Domnule Mocanu, într-o emisiune anterioară ați spus despre aducerea judecătorilor străini. Chiar și Platon la Fabrică a spus despre asta. Cât e de real așa ceva, pentru că pare a fi o idee bună. Stimații mei prieteni, eu nu în emisiune, nu numai în emisiune ce am spus despre, despre judecători străini. Asta este, asta este inclus în programul Mișcării Populare Antimafie. În tezele cu care am ieșit noi, în campania electorală trecută, a fost scris expres că noi vom aduce în Republica Moldova judecători străini. Acum noi dezvoltăm această idee și spunem noi în Republica Moldova vom aduce, la fel ca și în țările fostei Iugoslavii, o misiune, fiți atenți, o misiune de supremație a legii. O misiune de supremație a legii în care vor fi judecători, procurori, polițiști cu experiență mare în combaterea mafiei și criminalității din Europa. Deciziile politice le vom lua noi, politicienii cinstiți din țara asta, care vom veni să conducem politic țara asta, suverană și independentă cum este ea. Iar cei care vor ști, experții, judecătorii, puterea a treia în stat va fi liberă și independentă. Numai așa putem face o țară care se seamene cu țările europene. Numai așa putem să facem un stat de drept și putem să facem justiție în țara asta și numai așa putem băga pe criminalii ăștia la putere. Numai o misiune de supremație a legii, după tot dezastrul ăsta, după toată mizeria asta pe care au adus-o ăștia, va rezolva situația criminogenă, situația mafiei din Republica Moldova și corupției la cele mai înalte niveluri. Domnule Mucanu, cât de real poate fi să fie asemenea cicatililor noștri de au probabil că asta, noștri de au cheltuit mai mult de 5 milioane de lei pentru 3 mașini. Ei, ce să vă spun? Ce să vă spun la întrebarea asta? Dumneavoastră nu i-ați văzut că ei trăiesc într-o lume aparte. Dumneavoastră nu i-ați auzit cum vorbesc ei în ultima vreme. Deci oamenii ăștia trăiesc într-o lume paralelă, stimații mei prieteni. Oamenii ăștia trăiesc într-o lume paralelă. Oameni care, cicatililor pentru alții care m-au avut, probabil că este vorba, cicatili, am văzut și pe forum și scris termenul ăsta, probabil că este vorba de la numele de familie Cicatilo, a fost un maniac prin Ucraina, nu știu pe unde, pe la sfârșitul anilor 80, care a ucis nu știu câți oameni, un maniac din ăsta, un ucigaș în serie. Bun termen folosiți, dacă ăsta e termenul. Noastră nu vedeți că ei trăiesc într-o lume paralelă. Noastră nu-l vedeți pe filat ăsta cum povestește Năcri deja de mai multe luni de zile că el ridică salarii, el ridică pensii, el toate drumurile din țara asta sunt în șantiere de construcție, produs intern brut crește, bunăstarea crește. Deci, și cel mai grav este că această iluzie pe care o spune el oamenilor, el chiar crede în ea. Pentru că nimic nu-i spune altceva din geamurile fumurii din mașina în care merge el. Nimeni nu-i spune altceva din consilierii lui, din toate organizațiile astea non-guvernamentale pe care și le-a adunat în jurul lui, liderii acestor organizații, mâncăi ăștia care mănâncă din palma lor, ziariștii lor de curte, aceste animăluțe de companie care aleargă din urma lor cu microfoanele să afle orice prostie pe care o spune și să o trâmbițeze în toată presa. Deci nimeni nu le spune lor că viața din jurul lor este alta. Că ei de mult s-au rupt de viața reală. Și faptul că ei au cumpărat aceste 3 mașini, vă asigur eu că ei chiar, dacă l-ați văzut pe acest, cum îi spun ei, președintele Republicii Moldova, joc chestia asta un pic. Deci dacă l-ați văzut, el chiar se indigna, el chiar nici nu înțelegea de ce lumea se revoltă că s-au cumpărat mașinile astea. El chiar întreba, dar ce vreți, să merg în căruțe de parcă l-au făcut măsa în mașina asta. Mă iertați de expresii dure, dar asta sunt ei. Eu încerc să, prin expresiile pe care vă le spun, să trezesc și în cei care nu vor să înțeleagă la ora actuală revolta împotriva mâncăilor ăștia.
Pentru că o să treacă ceva timp și o să ieșiți în stradă. O să treacă ceva timp și o să vă indignați enorm. Astăzi încă îi mai ascultați pe liderii lor din teritoriu care spun, dar nu e chiar așa, dar nu, nu e serios mocanul ăsta, nu, și care antimafie, la noi e bine, e frumos, conducătorii noștri, ne aduc în Europa. Stimații mei prieteni, și în special neprieteni, o singură chestie de asta cu Plahotniuc, care s-a întâmplat la Londra cu demascarea lui, vă asigur că ne aruncă pe noi în urmă cu regimul liberalizat de vize, de nici nu îi mai vedem capătul. Numai o singură informație la miniștri de interne a țărilor membre despre folosirea de către Plahotniuc a câtorva identități. A câtorva identități, că documentele lui, pașapoartele lui de străinătate sunt falsificate până la ultima virgulă și a falsificat și înălțimea. Am văzut, era în pașaportul cel al lui, era de 1,76 m. Are vreo 1,60 m tot cu pantofi. Deci vă dați seama, iertați-mă de ironie, dar vă dați seama că oamenii ăștia au ajuns și au falsificat datele din naștere ca să nu-l poată descoperi nicăieri. Au depus două cereri la autoritățile românești să-i schimbi din Plahotniuc în Ulinici, a doua cerere din Vladimir în Vlad și tot așa. Pentru ca să-și ascundă orice urmă în momentul în care îl vor căuta prin offshore-ul. Ei trăiesc în altă lume. Credeți că cineva dintre noi se interesează ce-i cu dosarul lui penal din Cipru? Acolo în Cipru a scris scrisoare de aici și a folosit canalele diplomatice ale Republicii Moldova pentru a spune autorităților din Cipru că el are imunitate și nu poate fi audiat. Sunt folosite canalele diplomatice ale Republicii Moldova pentru a-l spăla pe acest criminal. Și dacă el astăzi se identifică cu Partidul Democrat, deja încetșor prin ceea ce a făcut în Cipru începe să se identifice chiar cu Republica Moldova. Pentru că atacurile, așa cum au făcut el în ultima zi, că atacurile asupra lui Plahotniuc sunt atacurile asupra Partidului Democrat, așa mâine o să auziți din gura lor că atacurile străinilor în sensul partenerilor noștri străini asupra lui Plahotniuc sunt atacuri asupra Republicii Moldova. Noi spre asta mergem, ca Plahotniuc să identifice chiar cu Republica Moldova. Și parcă îi văd pe ăștia, sunt o serie din ăștia și nici măcar nu sunt angajat. Deci parcă îi văd cum spun, ei, dar lăsați, nu mai exagerați atâta. Exagerare, mai ales pentru politiconii ăștia de al Țăranu, care o întorc pe toate părțile ca pe o catletă Republica asta atunci când analizează fenomenele din țara asta. De la calea spre comunism pe care o scrie Țăranu prin anii 90, o ajuns la calea spre Plahotniuc acum și o descrie peste tot. Dacă Plahotniuc pleacă la comuniști, vom avea și mafie și comuniști. Unde la comuniști? Ce înseamnă? Asta cine o scriu? Voi o scriți? Ăștia de la Filat și Ghimpu? Care spuneți că eu fac joc comun comuniștii atunci când îi atac pe ăștia din AIE? Mai reveniți-vă un pic, oameni buni. Mai reveniți-vă că dintre comuniști și ăștia nu există nicio deosebire acum după 3 ani de zile. Mai reveniți-vă un pic. Pentru că cel puțin Voronin îmi este dușman. Omul ăsta mi-a dorit moartea în pușcărie. Și revenirea lui la putere este la fel de gravă ca și aflarea ăstora la putere. Dar el lașul la ora actuală, dacă vă referiți la Voronin, el lașul la ora actuală n-are îndrăzneală să-l atace pe ăsta. Și nu revenirea comuniștilor la putere la ora actuală este pericolul cel mare. Pericolul cel mare este că dumneavoastră într-o bună zi nu o să mai găsiți nimic în casa dumneavoastră să vă hrăniți copiii cu mafia asta de la guvernare. Pentru că așa cum v-am spus, comuniștii și mafia de la guvernare sunt o apă și un pământ. Dar slăbirea lui Voronin, la ora actuală, ei s-au speriat de slăbirea lui Voronin. Nu știu care spunea că, mai că nu cu voia lor, s-a produs plecarea lui Mișă și așa mai departe. Nu, oameni buni, ei sunt interesați ca Partidul Comuniștilor să pară cât mai puternic. Pentru că atâta timp cât Partidul Comuniștilor este puternic, atâta timp ăștia o să vă amețească pe dumneavoastră cu vorbi că, domnule, dacă nu îi susținem pe ăștia, vin comuniștii. Prostii toate. Mișcarea antimafie s-ar putea alia cu alte partide sau mișcări politice. Nu văd.
stimații mei prieteni, cu cine să ne aliniem? Ia, trimiteți o listă de persoane și partide să văd și eu pe cine aveți dumneavoastră în vedere. Cu cine? Cu Godea, cu Panorama asta să mă aliez, care a scos-o Plahotniuc din partidul lui Filat ca să lupte împotriva lui Filat. L-ați auzit în decurs de o săptămână scula asta a lui Plahotniuc de Godea să scoată vreun cuvânt în Parlament, că se indignează pe orice motiv în Parlament. Sau pe cine mai aveți în vedere? Pe luptătoarea pentru drepturile românești din țara asta care stă la cheremul lui Plahotniuc, Vitalia Pavlicenco? Sau cu cine ar trebui să ne unim noi? Există atâția oameni cinstiți în țara asta. Nu căutați formațiuni politice, eu tot le-am căutat și nu le-am găsit care n-ar mai fi în subordinea lui Plahotniuc. Iar mâine, când cei din afară, când justiția din afară va spune un cuvânt în privința lui Plahotniuc, o să-i vedeți cum o să fugă, o să-i vedeți cât de mari luptători împotriva mafiei vor fi toți ăștia. Va fi o condamnare de la Londra la pușcărie? Nu, pentru că la Londra nu este un dosar penal pornit împotriva lui Plahotniuc. La Londra s-a constatat că beneficiarul atacurilor Raider din Republica Moldova este Plahotniuc. Dar în legătură cu ceea ce a constatat curtea de la Londra, vor fi o sumedenie de consecințe. În primul rând, oficialii străini se vor autosesiza asupra ceea ce s-a întâmplat. Deja s-au autosesizat. Toată informația despre ceea ce s-a descoperit la Londra stă deja pe masa oficialilor străini. Parte prin contribuția noastră. Noi nu putem să nu le aducem la cunoștință acestor oameni, pentru că ei trebuie să știe foarte exact cu cine au de-a face. Asta e cinstit, asta e corect. Două procuraturi trebuie să autosesizeze la ora actuală. Procuratura Republicii Moldova, împotriva cetățenilor căreia s-au făcut crime de către Plahotniuc, și altă procuratură care trebuie să autosesizeze este parchetul de la București, pe care o să-l atenționăm și noi asupra identității duble pe care a folosit-o Plahotniuc în mătrapazlâcurile pe care le-a făcut în Londra, în Cipru, în Noua Zeelandă și așa mai departe. A folosit dublă identitate, falsă identitate românească pentru a-și face toate mizeriile lui în afară. Iată procuraturile care trebuie să se autosesizeze. Și la Zurcă, cu prezența lui pe la congresele PD-ului, nu salvează. Sunt sigur de chestia asta. Că mai devreme sau mai târziu, parchetul de la București o să intenteze o cauză penală împotriva acestui escroc. Voi simpatizez foarte mult și cred în dumneavoastră. Când veți veni la putere? Poate trebuie să lucrați mai mult în teritoriu. Vă vrem la conducere. Nu vrem să vă mânați cu să rămâneți cu critica. Bântuie ideea că sunteți unealta în mâinile țopilor. Lămuriți, vă rog, subiectul acesta cu țopii. Stimați prieteni, deci chestia cu țopii, așa cum spuneți dumneavoastră, este inventată de propaganda lui Plahotniuc. Victor și Viorel Țopa nu sunt la ora actuală factori de decizie, nu au funcții în statul Republica Moldova. Sunt doi cetățeni care au mărturisit împotriva lui Plahotniuc. Eu nu pot să fiu unealta în mâna nimănui. Voi uitați-vă ce vă spun eu și o să vedeți pe parcurs. Pentru că vor inventa foarte multe lucruri împotriva mea. Eu nu mă apuc să mă disculp. Deci, deci Țopa Victor și Țopa Viorel nu numai că nu au pârghii în Republica Moldova. Victor și Viorel Țopa sunt plecați peste hotare, fugiți de pe urma condamnărilor pe care le-a făcut Plahotniuc. La ora actuală, Victor și Viorel Țopa sunt într-o situație mult mai gravă decât a mea. Eu cel puțin sunt în Republica Moldova. Am posibilitatea de a mă deplasa aici, de a lupta aici. Victor și Viorel Țopa la ora actuală sunt doi emigranți într-o țară europeană unde au cerut azil politic. Ce fel de unealtă pot fi eu în mâna a doi oameni care au emigrat din țara asta? Dacă vă referiți cumva, și eu v-am spus că am să fiu extrem de sincer, dacă vă referiți cumva la bani,
la posibilitatea de sprijin a mișcării populare antimafie, v-am spus și vă repet încă o dată. Mișcarea populară antimafie nu are banii pe care iau ei. Noi avem niște bani pe care îi cheltuim pentru emisiunile astea, pentru deplasările în teritoriu și o să vină o vreme când eu am să fac dări de seamă asupra tuturor mijloacelor financiare pe care le cheltuim noi. Dar mișcarea populară antimafie, unul din motivele pe care nu ne vedeți atât de prezenți este și lipsa suficientă a banilor. Dar nu asta este motivul pentru care noi nu reușim mai mult. Motivul principal este că încă nu s-a adunat masa critică de oameni care va sprijini mișcarea populară antimafie și ne va propulsa la putere. Nu o să rămân cu criticile, stimate prieteni. Vă mulțumesc pentru sprijin. Mișcarea populară antimafie la ora actuală este deja un curent de opinii. Avem oameni care împărtășesc punctul nostru de vedere. Opinia cărora se va transforma într-o opțiune de vot. Tocmai din această cauză ne organizăm acum în teritoriu. La toamnă vom avea o conferință republicană, la care vor veni oamenii din teritoriu, atât membri ai Mișcării Populare Antimafie, cât și simpatizanți ai Mișcării Populare Antimafie, care vor veni să contribuie împreună cu noi de a crea o mișcare puternică din partidul Mișcarea Populară Antimafie. Partid care va participa în viitoarea campanie electorală și care se va alia cu toți oamenii de bună credință care vin de pe acum la noi și se înrolează în această luptă. Domnule Mocanu, cine este trepădușul care îl însoțește Plahotniuc prin Parlament, numit și consilier, în care treburi îl consiliază? Plahotniuc, trebuie să știți dumneavoastră că Plahotniuc are... În sala Parlamentului, într-adevăr, merge cu un singur trepăduș din urma lui. Eu încă nu știu, eu am să mă documentez, dacă nu cumva îi trepăduș cel care a devenit secretar general a Partidului Democrat. Să știți că Plahotniuc, la ora actuală, prin congresul, pe care l-am stricat noi un pic, dar prin congresul acela, el la ora actuală conduce tot Partidul Democrat. Secretarul general este un bodyguard de-a lui, un consilier de-a lui. L-a pus secretar general ca să controleze toate mișcările, toți banii la partid care îi dă el și să-i verifice pe toți și așa mai departe. Acolo n-a mai rămas nimic, nici din partidul lui Diacov și nici din înflătura lui Lupu în piept, așa, țanțoș. N-a rămas absolut nimic. Totul controlează Plahotniuc. Plahotniuc, la ora actuală, numai în Parlament umblă cu un singur trepăduș. Plahotniuc, când iese afară și când se urcă în mașini, are o sumedenie de bodyguards care îl acoperă să nu reușească să treacă niciun ac printre bodyguardii lui spre el. Pentru că omul ăsta, să țineți minte, că trăiește într-o frică permanentă la câte crime a făcut el împotriva cetățenilor Republicii Moldova, împotriva cetățenilor străini și așa mai departe. O să vină într-o bună zi vremea când toată lumea o să uimească și o să zică: domnule, dar cum am putut noi, oameni care avem copii în țara asta, care vrem să-i creștem aici, cum am putut noi oare să lăsăm chiar așa un criminal și un proxeneț să conducă țara asta? Cuvinte dure spun oameni buni. Eu, în general, nu sunt așa. Eu nu sunt omul care mă cert cu cineva în particular în fiecare zi și așa mai departe. Dar atunci când este vorba de acești criminali, eu nu pot să-mi stăpânesc emoțiile și nu pot să-mi stăpânesc cuvintele care îmi iese pentru a le spune cei ce fac. Atunci când o să avem mai multă putere, o să reușim să facem și prin fapte în așa fel ca acești oameni să nu ne mai umilească. Ce vor păți Lupu și Diacov din cauza imaginii lui Plahotniuc? Lupu și Diacov, în primul rând, vor păți câte ceva de la Plahotniuc. Ei deja au pățit. Ei deja și-au vândut sufletul acolo și ei deja sunt pionii lui Plahotniuc. Eu cred că ei își trăiesc această stare în interiorul lor cu umilință. Așa în public o arată că chipurile ar fi demn de cauza pe care și-a propus-o Plahotniuc și pe care îi slujesc ei. Dar acești oameni, până la urmă, sunt două jalnice marionete, doi jalnici profitori pe care Plahotniuc o să-i arunce ca pe o măsea stricată sau ca pe două măsele stricate, dacă vreți.
Diacov nu prea are treabă, pentru că Diacov este strict businessman. Diacov, v-am spus și altă dată, Diacov și-a vândut partidul Plahotniuc la un preț convenabil, Diacov și-a aranjat fetele, una dintre ele este beneficiara la ora actuală a unei clădiri pe strada Eminescu, o clădire în buricul târgului, cum se spune pe la noi, pe care l-a luat în arendă pe 29 de ani și dosarul acestui imobil stă bine mersi la neamul lor foc și la Ministerul Culturii și le-a mai spus la presă chestia asta. Ce credeți că îl întreabă cineva? Credeți că se interesează cineva de dosarul acela, de contractul acela pe care l-a încheiat Focșa pentru oficiile lui Diacov? Nu se interesează nimeni, pentru că asta nu e interesant. Asta nu e interesant pentru presa lor care le cântă în strun în fiecare zi. Așa că Diacov a devenit milionar din afacerea cu Plahotniuc. Acă el o să se răsplătească pentru chestia asta, pentru că Plahotniuc încă nu a plătit nicăieri să nu-și scoată pârleala pe urmă. Iar lupul o să dispară, lupul o să dispară așa cum a apărut. Și acolo unde o să dispară, tot așa o să pălăvrăgească, tot așa o să-și umfle pieptul, că altceva nu poate. Vedeți cât dispreț vorbesc, dar nu pot altfel. Nu pot altfel. Vreau să vă redau și dumneavoastră starea asta de dispreț atunci când oamenii ăștia ne umilesc în țara asta. Eu nu pot să stau liniștit și nu pot o zi să stau liniștit atunci când criminalul ăsta a ajuns să controleze tot în Republica Moldova, iar alt criminal și laș cum e Filat, îi cântă în strun în fiecare zi alături de Ghimpu și-l mențin la putere. Nu poți să vorbești fără indignare. Iar radicalismul ăsta are o motivație foarte concretă. Țara noastră în fiecare zi este ocupată centimetru cu centimetru de acești criminali. Și cu vânzarea de armament de către Marinuță. Tot s-a uitat de parcă nu a fost nimic. Nu numai de vânzarea cu armament s-a uitat. Țineți minte, eu din păcate nu știu cum mi-a scăpat detaliile în cazul vânzării de armament. Dar revoltător atunci a fost cu vânzările astea de armament, a fost modul în care s-a comportat același... Dumneavoastră ați văzut că Filat de la presă aude că s-a vândut armament, că s-a vândut tracomul. Atunci când nu-i convine, deci el parcă știe tot în țara asta. El e prim-ministru, el e prima persoană în stat, parcă controlează tot. Dar atunci când nu-i convine, atunci el nu știe nimic. Păi, vedeți că el nu știe nimic nici despre atacurile Raider acum. Deși spunea că știe totul, acum ba știe, ba nu știe. Acum știe, dar trebuie să-și spună cuvântul justiția din afară. Justiția să-și spună cuvântul. Și el crede cu tărie în chestia asta. Justiția pe care el o lăsat-o neatinsă. Eu nu știu, haideți, eu am să mai aflu detalii cu chestia asta cu vânzarea de armament. Eu sincer vă spun că nu că mi-a scăpat, știu, s-a scris foarte mult despre lucrul ăsta, dar nu știu tot atât de bine cum știu despre alte chestiuni despre care v-am vorbit în repetate rânduri. Dați ceva comentarii la subiectul SIS. Ce s-a întâmplat acolo? De ce nu are șef și cui se subordonează? SIS-ul are șef la ora actuală, ci drept el este interimar. Deci șeful de la SIS este un oarecare Valentin Dedu, verișorul lui Corina Fusu, verișorul Corinei Fusu. Deci acest Valentin Dedu a fost pus în cătușă pe timpul când președinte era Voronin și să știți că nu toți cei care au pătimit de pe urma lui Voronin erau oameni cum scade. Departe nu toți erau oameni cum scade. Deci acest Valentin Dedeu a fost luat în flagrant când vindea informații cu caracter secret unor oficiali, businessmeni străini din Ucraina. Deci aceste secrete conțineau secret economic, niște chestiuni legate de activități economice aici în Republica Moldova. Deci acest Valentin Dedeu, din teamă că se va porni scandal cu numirea lui în funcție de șef la SIS, este ținut la SIS pe post de director adjunct. Iar niște ofițeri de la SIS știți că au făcut o scrisoare nu de mult. Eu nu m-am luat de scrisoare ce e, pentru că acea scrisoare, eu aș fi vorbit la subiectul acelei scrisori, dar acea scrisoare a fost, așa cum i-ar plăcea lui Filat să spună, pe locuri speculativă.
Pe locuri zic pentru că în acea scrisoare, conștient sau inconștient, acei oficeri SIS au făcut jocul lui Plahotniuc prin a băga niște strâmbe care nu corespund realității. Câteva, că în rest totul este adevărat, dacă vă referiți la acea scrisoare. SIS-ul la ora actuală este în mare parte o structură care, pe banii contribuabililor din Republica Moldova, luptă împotriva Republicii Moldova și apără interesele imperiale a Rusiei aici, în acest spațiu. Victor și Viorel Țopa sponsorizează Jurnal TV. Din câte știu eu, așa, nu am văzut nimic, din câte știu eu, Victor Țopa este unul din cei care contribuie la o fundație germană care deține pachetul de acțiuni la Jurnal TV. Și lucrul ăsta nu l-a ascuns nimeni niciodată. Deci, repet încă o dată, Viorel, din câte știu, nu are nimic cu Jurnal TV. Viorel Țopa, mă refer. Iar Victor Țopa, din câte știu, repet foarte exact, din câte știu eu, Victor Țopa este cofondator la o fundație din Germania care deține acțiunile la Jurnal TV. Și asta este o informație publică pe care Jurnal TV, din câte țin minte, a făcut-o de atâtea ori. Alta e situația cu Publica TV. Alta e situația cu Publica TV. Și apropo, o să ajungem noi la subiectul ăsta cu Publica TV. Vă spun că Publica TV o să-l găsim prin Noua Zeelandă, cu toate schemele frauduloase care stau în spatele acestui canal manipulator în Republica Moldova. Jurnal TV, nu numai de faptul că poate este singura instituție de presă, singura instituție unde mai sunt invitat. Ați văzut că nu chiar atât de des cum mi-aș dori, dar cel puțin Jurnal TV face la ora actuală obiectul unui jurnalism echidistant în Republica Moldova. Și dacă dumneavoastră aveți impresia câteodată că ar face jocul meu sau al lui Victor și Viorel Țopa, asta se întâmplă doar din cauza că informația este distorsionată la alte canale de presă. Atunci când există un subiect de presă și Jurnal TV îl dă, iar alte canale de presă nu îl dau pentru că nu le dă voie stăpânul. Să știți că nu este de vină Jurnal TV că îl dă, pentru că ăla e subiect. Ăla e subiect de interes public, iar toți ceilalți îl ascund. Ceilalți îl ascund fraudulos, pentru că știrile le creează ei la publica. Știrile nu se întâmplă fără dânșii, așa cum se întâmplă în mod firesc într-o societate. Dacă vor ei, aia e știre. Dacă nu vor ei, aia nu e știre. Bună seara, domnule Mucanu. Îmi inspirați încredere. De unde știți așa multe informații despre toți politicienii de Moldova? Stimații mei prieteni, 20 de ani eu m-am pregătit să vin în politica mare. Eu n-am ajuns încă pe linia întâi a politicii mari din motivul că nici nu m-am fugărit foarte mult să ajung cât de repede acolo. Pentru că ajunsul pe scurtătură la un scop pe care ți l-ai propus, asta înseamnă să faci pact cu diavolul. Asta înseamnă să faci la un moment dat foarte multe cedări și foarte multe compromisuri. Eu m-am străduit în viața asta să-mi ating scopul și eu am să-mi ating scopul ăsta, să ajung la guvernare în Republica Moldova și să scoatem țara noastră din mizeria asta mafiotă. Eu în 20 de ani asta am făcut. Am știut să strâng informație, am știut să-mi fac aliați, am știut să-mi fac prieteni în afară, am știut să mă pregătesc cu toate cunoștințele pe care le-am acumulat până acum să vin și să fac în primul rând, să fac o formațiune politică ca și instituție politică în țara asta, o instituție politică democratică, și asta va fi Mișcarea Populară Antimafie, vă promit în primul rând. Această mișcare politică, care este Mișcarea Populară Antimafie, va deveni o formațiune politică care va da acoperire politică pentru meseriași cetățenii Republicii Moldova care știu care au învățat management străin și știu cum să facă un management altul decât nareadurile sovietice. Va da acoperire politică unor persoane invitați din afară, experți și buni specialiști în materie de drept penal și civil, în materie de treburi interne ale statului, mă refer la Ministerul de Interne, în materie de învinuiri
mă refer acum la procuratură și susținere de urmărire penală și așa mai departe. O mișcare politică și un partid politic, așa cum vă spuneam, nu trebuie să împartă puterea așa cum împărțește țăranul mămăliga pe masă în fie atunci când se așează la masă. Puterea nu trebuie să fie împărțită între cei care au luat puterea așa cum ai jefui o bancă. Puterea pe care ai luat-o trebuie să aparțină oamenilor care ți-au dat-o. Și asta se face prin a da acoperire politică, prin a acoperi cu voință politică treaba meseriașilor care vin să-și facă treaba. Nu așa cum spune Filat, oameni buni, stimații mei prieteni, nu așa cum spune Filat după 3 ani de guvernare, lidera celui mai mare politic din Alianța pentru Guvernare, că este regretabil dacă nu se va face justiție în Republica Moldova. Dumneavoastră, nu vă indign, nu, eu nu pot. E ca sincer, vă spun și mă indignez sincer la ora actuală. Până se vor aduna toți oamenii mei în jurul meu, să-i dăm jos, am să strâng în gura mare. Este umilitor ceea ce declară omul ăsta. Eu dețin foarte multă informație. Eu, dacă nu vă spun careva informație, este doar orică nu m-ați întrebat, orică nu are relevanță. În rest, eu sunt sincer cu dumneavoastră și atâta cât pot, atâta vă spun. Există informație și mai ascunsă, pe care nu o pot divulga la ora actuală, pentru ca să nu pun sub lovitură niște oameni, pentru ca să nu îi îndepărtez și să nu-i fac inofensiv. Să nu-i pun în situație stupide, ne la locul lor, pe prietenii noștri din afară. Doar din cauza asta nu vă spun toată informația, pe care o să vin o vreme pe când am să vă spun. Această informație mă ajută să analizez și să știu unde merg, să-mi pun scopul și să merg foarte clar alături de cu prietenii mei mai tineri, pe care în fiecare zi aici la sediul Mișcării Populare Antimafie îi învăț cum să facem și învățăm împreună cum să facem politică. Ceea ce este Mișcarea Populară Antimafie la ora actuală este un grup de oameni care se pregătește în fiecare zi prin adunare de prin colectare de informație, prin studiere de politici, comunicări publice, prin studiere de limbi străine, prin studiere de cum trebuie să fie o guvernare. Asta, la ora actuală, ne ocupăm noi. Și credeți că nu o să fie forță mai puternică din punct de vedere a cunoștințelor, a informației, a voinței pe care ne învățăm să o manifestăm și a prezenței de curaj atunci când trebuie să-i dăm jos, să facem din țara asta o țară în care se poate întoarce concetățenii noștri care acum o susțin din afară. Bine ați făcut cunoscută situația Republicii Moldova, a bandiților de la conducere. S-a expus și justiția britanică și cea cipriotă. Apreciem acest lucru, dar atât. Mai mult nu va fi nimic. Plahotniuc va zâmbi cu dezgust de la tribuna Parlamentului. Ce face Mișcarea Antimafie ca să fie dat jos acest criminal? Doar justiția străină nu va face nimic. Stimații mei prieteni, nu disperați. Mișcarea Populară Antimafie face tot ce-i stă în puteri la ora actuală. În afară de ceea ce facem noi dezvăluiri publice, noi la ora actuală transmitem un mesaj către concetățenii noștri. Vă cred eu, nu disperați, avem foarte multă lume care ne contactează. Avem foarte multă lume care la toamnă va fi organizată și înregimentată. Noi mai avem 2 luni de vară în care facem un program de pregătiri pentru organizări și pentru manifestări împotriva acestei guvernări. Mișcarea Populară Antimafie se pregătește să preia puterea în Republica Moldova și vă promit, vă asigur că nu va tremura un mușchi pe față, nu va tremura mâna să-i băgăm la pușcărie și să facem ordine în țara asta. Vă rog foarte mult, eu înțeleg foarte mult întrebarea noastră. Eu înțeleg îndoiala pe care o aveți dumneavoastră. Eu înțeleg că dumneavoastră, atunci când mă vedeți în fiecare săptămână câte o oră în fața dumneavoastră, aveți impresia că la asta se reduce toată activitatea noastră. Nu este adevărat. Deci, ceea ce vă spun eu public, prin discursul meu public, este doar o mică parte din tot ceea ce face Mișcarea Populară Antimafie pentru a-i da jos. Și credeți-mă, vă rog, foarte multe pe care le-am făcut până astăzi vor contribui la victoria noastră. Și foarte multe, și faptul că la ora actuală ei nu-și pot face mendrele, este rezultatul activității noastre, rezultatul participării dumneavoastră la ceea ce este Mișcarea Populară Antimafie.
Cum comentați știrea de la Moldpres? Republica Moldova continuă să fie un partener responsabil în colaborarea cu Fondul Monetar Internațional. Declarație în acest sens a făcut Vlad Plahotniuc prin vicepreședintele Parlamentului. Eu nu știu când a făcut el această declarație, dar minimul umilește orice declarație care este dată drept declarație oficială a acestui criminal. Da, el este într-o funcție responsabilă în stat. Asta este rușinea noastră. Eu cred că Plahotniuc a putut să dea, ca să nu mă bag și eu acum în comentarii ca pe o persoană serioasă, Plahotniuc la congresul lor a tras niște tâmpenii grosolane, a tras niște tâmpenii pe care le-au pus consilierii lui și probabil că a încercat să transmită un mesaj că tot ce a spus el nu se referă și la obligațiunile pe care le are Republica Moldova în fața Fondului Monetar Internațional. Nu știu dacă salvează aceste declarații zis oficiale din gura acestui criminal. Nu știu dacă salvează aceste declarații imaginea Republicii Moldova pe care el a pătat-o prin toată mărșăvenia pe care a făcut-o. De ce Andrei Popov mai stă în PD? Ce părere aveți despre acest politician? Eu cred că aveți o părere bună dacă mă întrebați de ce mai stă în PD. Cred că aveți o părere bună. Eu n-am o părere bună despre Andrei Popov. Cum n-am părere bună nici despre alți așa zici diplomați din Republica Moldova, care la ora actuală sunt complici cu tot ce fac. Sau dumneavoastră aveți probabil o părere bună și despre cum îi zice lui, politician mare în țara asta, vicepreședinte a Partidului Liberal Democrat, ministru de externe și prim-ministru. Vedeți câte funcții Iurie Leancă. Poate și în el aveți încredere, pentru că are înfățișare umană și parcă duce Republica Moldova spre Europa. Lași sunt băieții ăștia, lași, ultimii lași de pe lumea asta, care stau căldicel lângă șefii lor și fac slujbe în fiecare zi atunci când le spun șefii lor. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar Mihai Popov este chiar de acolo. Și l-ați văzut cum a prezentat ca un cățeluș, iertați-mă de expresie, tot congresul Partidului Democrat. Cum credeți? Următoarele alegeri nu vor fi fraudate. Cred că vor încerca să le fraudeze. Cred că vor face eforturi foarte mari să fraudeze alegerile anticipate care vor avea loc, cred că într-un an jumătate. Sau dacă vor avea loc alegeri ordinare, oricum vor încerca să le fraudeze. Poate chiar mai mult vor încerca să le fraudeze. Asta nu înseamnă că le va reuși. Vă asigur eu că nu trece așa de ușor această tărășenie cum ar fi falsificarea alegerilor, pentru că dacă ne adunăm cu toții și vă asigur eu că dacă nu pică la alegeri, pică imediat după alegeri, așa cum i s-a întâmplat lui Voronin. Eu îi sfătui pe ei să nu facă acest lucru, pentru că să nu fraudeze alegerile, pentru că este mai bine pentru ei să se ducă în urma unor alegeri democratice. Și nu alungați cu pietre, așa cum s-a întâmplat cu Voronin. Îi sfătui și pentru cele ce ține de alegeri și cei ce ține de cumpărarea voturilor, îi sfătui să nu facă acest lucru. Ce vor să însemne amenințările lui Plahotniuc de la Congres? Orice. Orice poate să însemne amenințările lui Plahotniuc. Plahotniuc e enervat. A făcut aceste amenințări. Plahotniuc nu pentru prima dată ne amenință. Plahotniuc nu pentru prima dată vorbește netransparent despre faptul că el o să se comporte altfel și că el o să se răzbune pentru că el are putere și are forță și așa mai departe. Noi știm toate amenințările lui. Noi știm foarte exact ce posibilități are el. El are posibilități de ascultare a telefonului. El are posibilități de urmărire. Eu asta o simt pe pielea mea, vă asigur. El are 500 de oameni înarmați până în dinți, pe care îi poate folosi într-o situație grea pentru el. Toți bodyguards-ii ăștia lui în fiecare zi sunt hrăniți. El are o armată de forumiști, nu știu câte zeci de forumiști care în fiecare zi stau și scriu mesaje pe toate forumurile pe care le scriu alte persoane care stau și manipulează opinia publică prin forumurile de pe toate site-urile. El are consilieri și deputați subordonați lui. El are o armată și o întreagă rețea de spălare de bani, despre care am vorbit și la care o să revin
într-o altă conferință de presă. O întreagă rețea de spălare de bani care cuprinde deja câteva state din estul și din vestul Republicii Moldova. Schemă care va fi divulgată în cel mai apropiat timp. El are la ora actuală o sumedenie de mijloace de presă. Are o sumedenie de directori de opinii care își șlefuiesc imaginea cu orice ocazie. Toate astea, tot acest așa zis imperiu condus de acest mărlan nu o să-l ajute în ora X, atunci când se va aduna toată lumea, să tulă până peste gât de ei și îi va da jos. Stimați prieteni, a fost un eter poate deosebit de altele, am fost poate rău și foarte indignat. Modul în care am vorbit astăzi nu vorbește nimic despre altceva decât despre faptul că energia, voința, curajul, risc să vă spun acest lucru, curajul de care îl manifestăm noi, vreau, încerc să vă-l redau și dumneavoastră celor care ne ascultați. Pentru că umilința la care suntem supuși la ora actuală, eu mă simt umilit la ora